Județene și locale au purtat sâmbătă discuții cu ministrul tineretului și sportului pentru a se convinge că ministerul are resursele necesare pentru a putea să investească în bazele sportive din Baia Mare. Atât Municipalitatea Băimăreană, cât și Administrația Publică Județeană speră la înființarea, prin hotărâre de guvern, a Complexului Sportiv Național, care se va numi La Scârpană. Avem în acest moment studiu de fezabilitate pentru terenul de atletism, stadionul de atletism cu o tribună de aproximativ 3.000 de locuri, vestiare și toate dotările necesare pentru un stadion de atletism compatibil cu cerințele pe care le includ competițiile naționale și internaționale. Și acest studiu, respectiv acest galiv, va fi transmis Ministerului Tineretului și Sportului. Venirea doamnei ministru în Maramureș sâmbătă ne-a confirmat prin dinamică și prin pragmatism, ne-a confirmat faptul că, într-adevăr, se dorește o investiție serioasă și că nu va exista niciun fel de doză de dezamăgire din partea noastră, celor din administrația locală sau din partea cetățenilor, respectiv a iubitorilor de sport. Decizia de transmitere din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al statului a sălii polivalente La Scârpană și a stadionului de atletism cu terenul aferent a fost adoptată astăzi într-o ședință de îndată a Consiliului Local Baia Mare. La ședința forului local a fost prezent și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Am aici, așa cum spunea și domnul primar, pentru a confirma aceste discuții, pentru a confirma până la urmă intenția ministrului Ion Avram, intenția domnului secretar de stat Cosmin Cotuza, ca începând cu acest an, după ce hotărârea de guvern ce privește înființarea Complexului Național Sportiv Național, să poată să înceapă și efectiv finanțele să poată fie deschise din bugetar, pentru ca bani suficienți ca această infrastructură să fie reabilitată, să ajungă aici în municipiul Baia Mare. Consilierii locali băimăreni ai PNL, Cristian Niculescu, Țăgârlaș și Simion Bizău, nu au votat acest proiect și mai mult au întrebat ce garanții există pentru realizarea acestui proiect. S-a spus multe cuvinte cu parfum electoral a cei care, ca oameni politici, e normal să se pună. Vreau să întreb, domnul președinte, ce garanție avem că acel complex se va face? După cum știm, partidul la guvernământ, la 6 ani schimbă miniștrii. La 6 luni, la 6 ani. Așa, ce facem? Până la identificarea unor resurse financiare pentru Complexul Sportiv Național, Municipalitatea Băimăreană dorește ca bazele sportive care au rămas municipiului, stadionul, terenul 2 de antrenament și ștrandul, să fie transferate unei entități care se va ocupa exclusiv de administrarea acestora. Despre acest lucru se va discuta în ședința ordinară a Consiliului Local Baia Mare din această lună.